9:30, bună dimineața București, pe 98.3 și online pe bucureștifm.ro. Vorbim și despre evenimente care au loc în perioada asta, despre tot felul de lucruri, altfel de lucruri. Uite, astăzi schimbăm de la muzică formatul ăsta la 9:30 într-o poveste frumoasă care durează de mai bine de 9 ani. Este vorba despre Let's Do It Romania. Bună dimineața, Ana Maria Hâncu. Bună dimineața. Bună dimineața. Co-founder? Da. Acum 9 ani, așa? Cum bine spuneai, am văzut pe internet, de fapt Liana Buze, inițiatorul proiectului Let's Do It Romania, a văzut pe internet mișcarea din Estonia, când acolo există această idee, și a zis, uite, chiar ar trebui să facem și noi acest proiect în România, pentru că avem foarte multe deșeuri. Și ne-am hotărât împreună să ne apucăm de acest proiect, am dat noi două un comunicat de presă și am zis, în România se începe acest proiect Let's Do It Romania, cine vrea să ni se alăture? Pentru că nici măcar nu avem echipă. I-ați zis și pe românești atunci, ziua de curățenie națională. Da, Let's Do It Romania e denumirea, dar da, i-ați găsit slogan. În sine, da, ziua de curățenie națională sau sloganul era curățenie în toată țara într-o singură zi. De ca fapt, să înțeleagă tot românul. Exact. Pe limba lui, da. Sau altfel spus, dacă toamna se numără bobocii, acum iată se curăță și pădurile, se curăță și orașele și ușor, ușor curățăm România. Din experiența ta, din toată perioada asta, o să intrăm și în adâncul problemei, dar din experiența ta vreau să plecăm de la informația asta. Unde sunt cele mai multe probleme în România din punct de vedere al colectării deșeurilor? Sunt foarte multe probleme în zonele în care, din păcate, nu există servicii de salubritate și oamenii aruncă pe unde se nimerește, în general în păduri și, evident, în afara orașelor. Chiar acum, un weekend, am fost la Sibiu și tatăl Andrei Esca ne-a raportat o zonă care este plină de deșeuri, la Porumbacul de Sus, și ne-am dus acolo și am rămas șocați. Erau atât de multe deșeuri, încât era necesar să mergem cu niște mașini să strângem, voluntarii nu ar fi făcut față. Și e foarte trist. Și se întâmplă acest lucru din cauza că nu peste tot există servicii de salubritate. Altfel spus, sunt gropi de gunoi spontane, așa, care cam apar așa prin locații în care nu te-ai aștepta. Da, și civilizația ar trebui să-și spună cuvântul, nu numai serviciul de salubritate. Adică mă gândesc că și civilizația e precară în România. Da, din păcate, dacă nu te vede nimeni, te duci probabil noaptea sau când nimerești, arunci și așa. Zici, asta e. Am scăpat de deșeul de la mine, l-am dus ceva mai încolo. L-am dus la unde o să-l colecteze alții, poate, la un moment dat. Da. Și noroc cu acești alții care mai au o zi, 23 de ore, 27 de minute, 23 de secunde în acest moment, până încep inițiativa aceasta foarte frumoasă pe 15 septembrie. Hai să ne strângem 1 milion la curățenie de această dată, dacă în piață n-a ieșit la curățenie să Asta se întâmplă în toată țara, înțeleg. Se întâmplă în toată țara, da, în afara orașelor, iar acest milion, ca să explic ce e cu el, da, la nivel, acțiunea se întâmplă în alte 150 de țări, da, în aceeași zi, iar inițiatorii mișcării Let's Do It au stabilit că ar fi bine ca din fiecare țară să iasă 5% la curățenie. Uh-huh. Și cumva, okay, la noi ar însemna cam un milion, deci ai o socoteală simplă. De aici milionul nostru, nu din alte considerente. Da, spune-mi, în capitală cum se face concret? Ce se întâmplă sâmbătă în București? Nu vom face în oraș, în București, ci în afara orașului, în zone precum pădurea la Băneasa sau la Cernica și așa mai departe. Așa am făcut în fiecare an, pentru că în oraș avem servicii de salubritate și atunci nu ar trebui să strângă oamenii. Mă rog, tot oamenii aruncă, dar mă rog. Și ca sistem, voluntarii ar trebui să meargă dimineața la punctele de înregistrare pe care le găsesc pe site-ul letsdoitromania.ro. Acolo primesc instrucțiuni, saci și mănuși și pot merge spre zonele pe care sunt trimiși, alocați să strângă deșeurile. În principiu, acțiunea începe la 9 și durează cam până la 3. Desigur, nu e necesar să stai toate aceste ore, ci cât îți permite timpul. Important e să participi, să te alături. După ce sunt strânse deșeurile în saci, sunt puși pe marginea drumului și de acolo vor merge partenerii noștri de salubritate să îi ridice. Poate să vină oricine la campania asta, da? Da, cu se pot înscrie, da? Se pot înscrie pe site, pe letsdoitromania.ro. Mențiunea este că toți cei care sunt minori trebuie să aibă un acord scris de părinți, al părinților, care este și pe site, și să fie însoțiți de o persoană adultă, pentru că da, e important să fie supravegheați. Trebuie să avem grijă. Ai idee până astăzi, uite, la 9:34 de minute, cam câte persoane s-au înregistrat așa la acțiune? Ai mai verificat? Da, în acest moment avem counterul pe site, dar ultima oară când m-am uitat eu eram aproape de 200.000 de voluntari înscriși. 200.000 de oameni. Bun.
Dar spune-ne, ai vreo statistică a celorlalți ani? E clar că nu ai încă statistica lui 2018, dar ai statistica lui 2016, spre exemplu, când a avut loc ultima ediție, Let's Do It Romania. Noi am avut în toți acești ani 1.400.000 de voluntari care au participat la acțiunile noastre, ca să faceți o idee. Mă refer la rezultate, adică la cam câte deșeuri s-au colectat. La nivel național sau în București? Pe București nu știu să zic exact cifrele, dar la nivel național au fost zeci de tone. Cred că o să verific să vă zic exact. Sunt foarte multe deșeuri, din păcate, și dar din fericire, când întrebai mai devreme care sunt zonele cele mai murdare, sunt și zone în care nu mai sunt la fel de multe deșeuri. Fie că oamenii au mai multă grijă, fie că, nu știu, poate intervin autoritățile, pentru că de multe ori noi în toate acțiunile noastre avem susținerea autorităților locale și centrale, pentru că nu ai cum să organizezi. Care crezi singur că nu știau de acele probleme, exact, sau doar trase de mânecă au acționat probabil așa de ochii lumii? Nu, probabil că știau, dar existând acest context al Let's Do It Romania, ne dă mâna ca lucrurile să funcționeze și să... Să dăm mână cu mână cu autoritatea română, nu? Da. De vreo 10 ani de când se organizează, aproape 10 ani de când se organizează această campanie, această zi de curățenie națională, se simte vreo schimbare în responsabilizarea românului în ceea ce privește deșeurile? Cred că aici e o problemă un pic mai profundă. Odată de educație despre care spuneai, da, e vorba și despre partea aceasta pe care toți oamenii ne-au scris și pe Facebook, de sancțiuni. Ar trebui mai multe sancțiuni în acest sens, adică sunt foarte mulți oameni care merg la grătar, vin, găsesc poate curat, lasă deșeuri. Adică trebuie să trimitem poliția locală prin păduri? Sau ce autoritate se poate ocupa, așa, de chestia asta? Pădura. Pentru că e important. Cred că pădurarul nu se poate ocupa. Vezi? Dar înțelegi? Da. Avem o problemă aici. Da, ar fi important, pentru că dacă de vorbă bună sau, nu știu, din pură convingere, nu poți să lași curat în urma ta. Eu am un exemplu pe care îl spun de ceva timp. Acum 8 ani, când am făcut primul spot Let's Do It Romania, am mers să filmăm la Cheia și căutam o zonă în care să fie deșeuri. Și am găsit-o foarte ușor. Și trebuia să fie și scriptul era de așa natură al spotului, să fie oameni la grătar și așa mai departe. Și erau. Ghici și ce, da. Și ce m-a surprins e că stăteau la grătar și aveau deșeuri pe lângă ei, nu erau aduse de ei și stăteau foarte relaxați. Da. Și chestia asta m-a surprins. Am zis, adică dacă tot ești în natură, tot vrei să te bucuri de liniște, de verdeață, stai cu deșeuri lângă tine. Da, ziua pe aia, sincer, le-au și strâns după ce au plecat de acolo? Noi am plecat înaintea lor și am încercat noi să strângem cât mai multe dintre ele. Pe ca de altă să dăm parte, știi ce se mai întâmplă? Că și eu am fost pe la picnicuri și m-am lovit mereu de lucrurile astea, ori pe la Constanța, de pe unde vin eu, ori pe aici, prin București, prin împrejurim, și m-am lovit de chestiunea asta. Te duci, faci grătar, strângi și după altul, strângi și după tine. Locul este special amenajat pentru grătar, că știi că nu mai ai voie să mai faci grătare pe oriunde. Locul este special, dar nu găsești niciun punct de colectare al deșeurilor, adică trebuie să iei tot ceea ce este acolo. Să vii tu eventual și cu sacii, exact, și cu mănuși. Să pui mașină, să ajungi în București în fața blocului și să arunci gunoaiele, ceea ce nu e normal. Știu, am auzit adesea și am și văzut și eu. Mai ales și când mergi cu mașina, vezi zone în care oamenii s-au oprit pentru un scurt picnic sau un fel, și sunt foarte multe deșeuri lăsate și imaginea e dezolantă. Hai să vorbim un pic și despre voluntarii mobilizați pe 15 septembrie. Înțeleg că există o aplicație de mobil. Da. Unde, mă rog, vor fi identificate mai ușor aceste mormane de deșeuri, dacă ne poți povesti tu un pic despre ea. Da, pentru a putea trimite voluntarii la strâns deșeuri, să știm exact pe cine alocăm și unde, pentru că spuneam, vin foarte mulți copii, nu poți să-i trimiți într-o zonă în care sunt extrem de multe deșeuri sau poate niște deșeuri mai vechi, să zic așa. Avem această hartă a deșeurilor pe care o facem pe aplicația noastră, World Cleanup. Aplicația este la nivel internațional, nu este neapărat a noastră, noi aveam alta înainte. Pe această aplicație, voluntarii noștri care au participat la cartare, adică au mers în weekenduri în afara orașelor, au identificat deșeurile, le-au urcat pe aplicație cu coordonate, cu poze și așa mai departe. Noi acum putem spune că avem o evidență a mormanelor din România, unde să meargă voluntarii să strângă. Sunt peste 2000 de mormane care așteaptă să fie vizitate. Vizitați celebrele mormane de la Cernica. Celebrele mormane de la Constanța. Din păcate sunt destul de multe. Și aceste mormane vor fi curățate pe 15 septembrie, sperăm, de acești voluntari care se înscriu și participă. Și
Cam așa se face o părere. Câștigă și premii, pot câștiga și premii. Da, da, da. Să-i stimulez pe oameni cu la ceva. La harta no? deșeurilor, să numim așa. Da. Am avut și acțiuni de cartare pe bicicletă, Let's Bike It. Cei care sunt pasionați de mersul cu bicicleta puteau să facă și ei cartare. Practic tot încercăm să găsim variante să stimulăm oamenii să se implice și să ne dea o mână de ajutor. Da, privind așa harta deșeurilor din România, după toate sesizările de pe site, după ce toată lumea a înscris acolo anumite locuri în care au găsit tot felul de probleme, care este zona cu cele mai mari probleme în România? Pot să spun că sunt zone care nu sunt urcate pe hartă, pentru că avem în fiecare județ echipă care se ocupă de organizare și atunci ei știu anumite zone cu ajutorul autorităților, că spuneai și tu mai devreme, care nu sunt neapărat urcate pe hartă în acest moment. Deci probabil sunt zone și mai murdare despre care, pe care nu le avem pe aplicație, da, dar care vor fi curățate pe 15 septembrie. Dar din ceea ce cunoști de pe hartă? Sunt multe, e greu de spus, pentru contează și cât de frecvent a fost făcută cartarea în județe, știi? Adică dacă au fost județe în care s-a făcut mai puțin, nu pot să spui că e mai curat, ci doar că nu s-a făcut la fel de multă cartare acolo, știi? Mm-hmm. Voi vă ocupați și de ce se întâmplă după cu aceste deșeuri? Adică aveți o evidență a reciclării, a unde ajung aceste deșeuri mai departe? Da, partenerii noștri de salubritate se ocupă de acest lucru, pentru că ei vor merge să le colecteze și apoi vor face o raportare pe care noi o putem comunica ulterior. Ok, deci nu e doar strângerea efectivă a gunoaielor, a deșeurilor, ci da, exact, da, se întâmplă și valorificarea. Vreau să mai povestim despre asta, dar trebuie să luăm o pauză muzicală și știu că îți place tare mult muzica. Da. Încotro, înspre ce zonă muzicală te duci așa cu urechea? Ce-ți place mai pe scurt? N-aș putea să fiu foarte subiectivă, să zic. Păi hai fi, acum vorbesc cu omul. Da, pentru că lucrez în industria muzicală și lucrez la Global Și Record. În industria muzicală, și da. Și în industria muzicală, da. Că faci cam multe, am văzut eu. Da. E clar că, evident, artiștii cu care lucrez și, bineînțeles, foarte mulți artiști din afară, pentru că obișnuiesc atunci când am timp liber să merg la festivaluri, concerte. Bine, atunci, da, festivaluri, da. Am observat o chestie, nu mai există concerte. Toate se numesc showcase. Showcase, da. Da, toate se numesc showcase. DJ-ii nu mai au, sau oamenii nu mai au cântări, au giguri. Da, da, exact. Și așa mai departe. Se mai numesc concerte, showcase-uri. Și au fost la showcase. Sună bine, da. La ce showcase ai fost recent? Am fost la Summerwell, la toate concertele, la Untold, la Never See. Bine, și atunci alege un artist. Nu cred că am fost până acum, nu. Dar am la ce merge? Am vrut să merg la Bruno Mars. Bruno Mars, uh-huh. Și okay. Am amânat. Bun. Păi ai vrut să mergi la Bruno Mars și ai plecat cu Carlos Dreams în turneu. Și asta, și am rămas să fac Let's Do It Rumenia. Ce ai rămas să faci? Ana Maria Hâncu, Lacrimi și pumni în pereți. Serios, ce piesă te reprezintă cel mai bine așa? Dacă ar fi după titlu. Trebuie să mă gândesc, nu știu, nu-mi dau seama. Bun, ne spui după ce ascultăm niște muzică. Ce să ascultăm aici? Un Armin? Vrei niște Armin? Nu pot să zic că sunt fan Armin neapărat. Dar fanul cui ești? Bruno Mars, uite, zis, că... James Blunt? Da, da. Ce zici? Da. Lost Frequencies. Hai să auzim. Revenim cu Ana Maria Hâncu și vorbim despre Let's Do It Romania. Hey,